E șarfa lui da. Bândan, ce da. ne spune? Păi, v-am spus, m-ați mai întrebat odată. V-am mai întrebat, iertați-mă. Uh, Poate nu de eșarfa. de a... Ne, ba da, de, da, da. Am necesarul întrebat? de a fi băgat în seamă. De a fi băgat păi în seamă. Păi e băgat în seamă. Uh, nu, avea... și încă un lucru. Necesarul de acoperire. Opa. Da. Uh, Eva avea o frunză. Înțeles. Da? Uh, Adam avea o frunză. Când au apărut hainele, în primul rând, ca să fim foarte clari, era o togă. Sub toga aia nu era nimic decât pentru bărbați, bineînțeles, ceva care să mențină aparatul reproducător, să nu, să, să nu se lovească. Mm. În rest, nu era absolut nimica. Să ne amintim că prima îmbrăcăminte intimă, să spunem, pentru femei și bărbați, apare abia în secolul 17. Deci, necesarul de acoperire, bineînțeles, după aceea apare în in, uh, perioada industrială, murdăria orașelor până să curăță orașele de uh, Revoluția Industrială și apar tot felul de, de, lucruri. Deci, de acoperire. De acoperire. El, are un el avea atunci un necesar de acoperire. Acum trebuie să recunosc că are costume foarte elegante, părerea mea este prea scumpe pentru statutul. Acum e descoperit. Uh, acum nu este descoperit, <laughs> acum este blocat. Auleu. Da, și a început și a permis circulația, ca să vă spun și de unde mi-am dat seama, a permis prin prietenii lui circulația unei poze, cu el îndrăgostit se vede din poză, îndrăgostit cu efectiv pierdut, de soția lui. Acum 15, acum ani de zile, amândoi mult mai tineri. O, o, poza a fost trimisă prin prieten, la prieten, din prieten în prieten mm -hmm. și tot așa și a ajuns la mine. De la un prieten. Și, și, ce să fac eu cu ea? Și, și i am și spus prietenului, mi-l trimis pe și Bogdan, mă mir că nu mi l-a trimis el. Zic, nu înțeleg, tu ce mi-l trimis pe și Bogdan? Și el zice, nu, ca să înțelegi și mi-a arătat structura de transmisie. Eu am un prieten care știu să se uite pe internet și era efectiv structură stelară. Da? A plecat dintr-un punct și s-a dus, fiecare punct a făcut forduri cât i-a permis respectiva, respectiva, platformă, cât suportul respectiv. Deci a permis o astfel de împânzire cu această poză, pentru că înseamnă că el are o problemă politică. Și dacă îi vine Helvic, el va avea o problemă cât casa. De ce? Helvic e foarte bun prieten și este un protector al lui. El, grupul de la Sibiu, da, este Helvic, este ăsta cum îl cheamă, scritorul care e acum la Cluj, cum îl cheamă, ah, bunul meu prieten. Să-mi vină în minte. Uh, Emil Hurezeanu e din a, Sibiu. Așa, Hurezeanu. Uh, este un grup care l-au luat grupul de tânăr de la Sibiu. și pe el, nu numai pe el, pe mai mulți, da, l-au luat de tânăr. Și l-au format. Și l-au format. E, uh, dacă vine, de exemplu, candidat la președinție, Helvig. Uh, cu șanse zic eu în acest moment da. și poate o să discutăm. Haideți mai să-i mai facem profilul, să-i faceți da. profilul lui uh, Eduard Helvig. Dacă Eduard Helvig și închid chestia cu urare și dacă vine îi va fi foarte greu să-l continuă să-l protejeze. Pe Rares Bogdan. Am înțeles. Și, va, și atunci, cred că Rareș are în acest moment... Sigur, protege, el e cu sigartău protejeze de cu... oamenii răi? De ce să-l protejeze? Nu, să-l ducă mai departe. El e în blocaj. Rareș Bogdan este în blocaj. A, e blocaj. El nu are resurse. Eu am mai spus-o. Păi în București are resurse sunt mulți care rămân în blocaj pentru că știți cum e circulația. Da. Eduard Helwig. O propunere foarte interesantă pentru SRI. A intrat primul mandat, a primit primul mandat aproape pe Şestachia. Aproape pe Venea după celebrul Coldea, după celebrul ambasador Major, după o perioadă cruntă pentru SRI și într-o criză de imagine totală. Este un om cult. A citit mai mult decât cărțile bibliotecii de la Brucantal. Dar și aici am o problemă. El s-a dus pe, pe o carte care este, pe o linie culturală care este extrem tipică de al tipică culturii germane, care este extrem de, de îngrădită și este rigidă. extrem de rigidă. Are o minte strălucitoare din acest punct de vedere, dar vedeți noastre, pe lângă Wagner există și Beethoven. Și dacă nu-l și pe Beethoven, nu poți să ajungi la list. Și dacă nu ai ajuns la list, nu ai ajuns la Musorski. Și nu ai ajuns la Musorski, nu treci în China. Deci, în linia aceasta, a lumii și atunci nu, și globul cum e rotund, dacă n-ai ajuns în China, nu ajungi, nu, 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 nu dai globul, nu, nu faci rotundul. Mm. alt lucru care e foarte important la el, apartenența. eu cred că în serii multe s-au schimbat datorită lui. Foarte multe. În bine. În bine. Mm -hmm. Și aici, eu care critic foarte mult din serii, multe elemente, aici pot să o spun că eu cred că s-au schimbat în bine. Întrebarea mea este dacă s-au schimbat în limba română sau în limba germană sau în limba engleză-americană sau în limba engleză-britanică sau în limba chineză. Întrebarea mea nu este a fost niciodată pentru cei care vor să facă ceva. Când ești bine pregătit pe meseria ta, știi ce faci. Intri într-o instituție, îi vezi îi vezi problemele, îi vezi succesele, știi ce să faci. Problema este în ce limbă vorbești, în acea instituție. Iar dacă noi am avut nenorocirea cu Coldea, care a vorbit în limba lui de Oradea, nimic altceva, că nu era nici în limba americanească, nici maghiarească, ce nici germanească, ci de Oradea, da? Dacă noi am avut această problemă fundamentală și am avut un maior care a scăpat de sub control, eu ți când după aceea a fost ambasador în SUA. Și la fel a fost problema. A scăpat ambasada de sub control. Acum este la Aman. Norocul este că la Aman este un aparat geostrategic de comunicare al României care cuprinde elemente uh, și de alte limbi. Iar el nu are autoritatea asupra acestui aparat în care face ZOB, Centrul uh, Geostrategic de Interes al României. Amanul pentru România este critic. Cine nu înțelege rolul Amanului și Iordaniei rolul fem -ă, legăturilor între România și familia regală, rolul legăturilor pe care din nefericire Margareta, cetățeanul elvețian Margareta de Hohezelor care se dă de România a, nu a reușit să-l creeze cu, în relația cu sora uh, uh, regelui Hașemit uh, cine nu înțelege toate chestiile astea nu realizează drama apariției lui Maior ca ambasador, dar mă întorc la Helbig întrebarea este în ce limba a vorbit seriul pentru că în acești 8 mm -hmm. ani în care acest om a fost director, a scos-o din luptele politice, a reușit cât de cât să scoată din această mafie nenorocită a luptei anticorupție. pentru că și lupta anticorupției își crease un ecosistem al ei în care aveai judecătorul, aveai ziariștii, aveai procurorul, aveai liniile de. Da, era mai mult decât binomul, cum se spune. Era mai mult decât binomul, era un ecosistem da. foarte otrăvitor, foarte nenorocit, folosindu-se atenție de, de o definiție extrem de. De, de bună luptă anticorupție. Acum a vorbit în limba dacă a vorbit numai în limba engleză americană uh, fiți fără discuții că uh, să fim fără uh, fără niciun fel de îndoială că el și-a pus în cap Germania dacă a vorbit numai limba germană și-a pus în cap uh, limba americană. Poate fi un candidat la poate da. fi un candidat redutabil este un candidat la candidat. Uh, nu știu dacă redutabil dar este un candidat pe care nu l-aș uh, lăsa. Liber să joace pe câmpul libertății din România. Nu l-aș lăsa. Uh -huh. Pentru că eu încă n-am identificat limba în care acesta va candida. Mie trebuie să-mi explice, Helvig, în ce joc uh, vrea să bage România. Pentru că noi este foarte clar, ușarpele cochilar, cum îl denumesc eu pe Michel, președintele Consiliului European, a anunțat ca și bătrânelul de la Externe Borel, că vor să dea pentru patru ani de acum înainte miliarde și miliarde de ucraine pentru subvenționarea nu știu ce. Este clar că ei se pregătesc Europa, cel puțin, de un război de lungă durată de atriție cu Rusia. Mie mi-este foarte clar. Mie mi-este foarte clar că ei încearcă să găsească pe cineva să dea o lovitură de stat. Ei știu că în 2024 Putin va fi reales, nu există niciun contracandidat. Deci după 2024 ei speră că în patru ani de mandat, să găsească că pe cineva... Să ajute de timp, să de timp, de fel timp ca fel. Altfel, Problema șanse... este că dacă noi vorbim această limbă, noi, România, cu un război de o intensitate egală cu intensitatea primului război mondial, ca să fim clar, kinetic, războiul rus-ucrainian este la ora actuală de intensitatea kinetică, a primului război mondial. Și știm ce dezastru a fost primul război mondial e, pentru Europa. Nu neapărat ca desfășurarea de forțe, <laughs> totuși. Nu, pentru nu, că nu, dar ca, două... ca bombardamente, ca, ca șanțuri, ca morți, mm. ca tot ce vrem noi. Kinetic, da? Intensitate kinetică. În momentul în care tu ai la graniță un asemenea război, tu pierzi automat. Automat pierzi. Ca țară vecină Ca țară vecină, automat Că tu îți pierzi culoare comerciale, îți pierzi culoare diplomatice Adică vecinătatea e suficientă pentru a pierde Pentru a pierde Acum întrebarea mea este Dacă Helvig știe și știe ca șef al seriului, Măcar nu vorbesc de operațiunile directe De elementul operativ la care el n-a avut acces și nu are acces Cum nici mai nu avea Bun și ce ar putea să facă? Că spuneți că războiul, da. Uniunea Europeană, ce carte ar putea să joace? Cartea pe care joacă Orban astăzi sau o carte nu, a Nu, Orban, Orban joacă neutralit. cartea lui. Orban vorbește numai maghiară. Aici pot să-i reproșesc că el n-a a, învățat engleză. Și Helvig ar trebui să vorbească limba română, exact. că tot e ziua limbii exact, limbi române. Limbi române. Da. Deci uh, Helvig ar trebui să găsească, ca și candidat, să ne dea o definiție a ceea ce urmează. Bă, fraților, noi suntem cu Ucraina, suntem de acord, este, este victima unei agresiuni, la la la, lul, da, lul, da. dar hai să facem și o definiție. Pentru că nici Ungaria nu este pro-agresiune rusească, să fim foarte clari, Asta e, da, clar. dar nici, nici Polonia când se opune anumitor aberații europene, nu, din dar, dar spune, băi da, sunt interesele spune noastre naționale.